Aproape 200 de firme din județul Olt au fost verificate în luna august de către inspectorii ITM. Unul dintre aspectele vizate a fost munca la negru, iar 14 societăți comerciale au fost amendate pentru această practică. 21 de persoane lucrau pentru acestea fără a avea încheiate contracte de muncă. Cu toate acestea, statisticile arată că numărul celor care muncesc la negru este în scădere. Se constată o scădere a numărului de persoane ce lucrează fără a avea încheiate contracte individuale de muncă. Aceste aspecte decur din faptul că angajatorii probabil au conștientizat că nu găsesc clemență la Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru astfel de fapte. Amenzile sunt deosebit de mari, între 10.000 și 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată că lucrează la negru. Campion la numărul de angajați la negru a fost luna trecută un patron al unei firme din Corabia, având la lucru 7 persoane fără contract de muncă. Pentru asta el s-a ales cu dosar penal. Această faptă, conform codului muncii, este infracțiune și documentele au fost înaintate parchetului de pe lângă judecătoria Corabia. Valoarea totală a amenzilor aplicate de inspectorii ITM în urma controalelor din luna august se ridică la 160.000 de lei.